Bine v-am regăsit la cele mai frumoase probleme de fizică. Azi vreau să rezolvăm împreună o problemă de statică legată de echilibrul pe plan înclinat și de forța elastică. Am ales problema din două motive. Întâi, pentru că vreau să vedeți că o problemă de mecanică poate să fie interesantă chiar dacă nu se mișcă nimic. Chiar dacă nu se întâmplă nimic, avem doar stări de echilibru. În al doilea rând, pentru că problema îmi dă prilejul să vorbesc despre un subiect neglijat, din păcate, dar foarte important pentru rezolvarea problemelor de statică, și anume forța de frecare statică. Să vedem textul problemei. Un corp cu masa M egal cu 5 kg se găsește pe un plan înclinat cu unghiul alfa egal cu 30 de grade. Coeficientul de frecare dintre corp și planul înclinat este mu egal cu 0,3, iar corpul este legat de vârful planului cu un resort. Dacă lungimea resortului este cuprinsă între valorile LA egal cu 30 de centimetri, respectiv LB egal cu 40 de centimetri, corpul este în echilibru. Ce lungime va avea resortul dacă îl luăm de pe planul înclinat, îl fixăm de capătul de sus și atârnăm corpul cu masa M de capătul liber? Ca de obicei, să vedem întâi ce cunoștințe teoretice sunt necesare pentru rezolvarea problemei. Avem nevoie de ceea ce vedeți în desen, condiția de echilibru pentru o direcție dată, descompunerea unei forțe după două direcții perpendiculare, calculul forței de frecare la alunecare, formula de calcul a greutății, formula forței elastice și câteva lucruri despre forța de frecare statică. Să le luăm pe rând. Condiția de echilibru pe o direcție dată. Este foarte simplă. Rezultanta tuturor forțelor care acționează asupra corpului nostru pe direcția respectivă trebuie să fie zero. Atenție! Prin forțe care acționează pe direcția respectivă înțeleg și proiecții ale unor forțe care acționează pe cine știe ce direcții pe direcția care ne interesează. Descompunerea unei forțe după două direcții date. Pentru că în problema noastră va fi vorba despre un corp care se găsește pe un plan înclinat, voi descompune greutatea unui corp care se găsește pe un plan înclinat după două direcții perpendiculare și am pregătit un desen pentru asta. Direcțiile perpendiculare între ele care ne interesează pe noi în cazul planului înclinat sunt, bineînțeles, direcția paralelă cu planul înclinat și direcția perpendiculară, normală, la planul înclinat. Prima grijă când vrem să descompunem greutatea unui corp de pe planul înclinat după cele două direcții despre care am vorbit este să desenăm corect greutatea, pentru că am văzut atunci când corpul se găsește pe plan înclinat, desene în care greutatea apare desenată oblic. Greutatea unui corp este întotdeauna pe verticală, adică spre centrul Pământului, indiferent pe ce fel de suprafață stă corpul respectiv, dacă e înclinată sau nu, dacă e plană sau e curbă, sau dacă am un corp suspendat prin fire, țevi, sârme, bare, n-are importanță. Greutatea este întotdeauna pe verticală și am încercat să o desenez și eu așa. Pentru a descompune greutatea după direcțiile care ne interesează, procedăm în felul următor. Ducem atât prin originea, cât și prin vârful greutății, cele două direcții. Deci ducem prin originea greutății o perpendiculară la planul înclinat și o paralelă la planul înclinat. Și facem același lucru și prin vârful greutății. Ducem o paralelă la planul înclinat care trece prin vârful greutății și ducem și o perpendiculară pe planul înclinat care trece prin vârful greutății. Și în acest fel obținem un dreptunghi. Iar laturile dreptunghiului care pleacă din originea greutății
reprezintă modulele componentelor pe care le căutăm. Și avem atunci componenta greutății paralelă cu planul înclinat, pe care o voi nota cu GP, și componenta greutății normală, perpendiculară pe planul înclinat, pe care o notăm de obicei cu GN. GN reprezintă, de fapt, apăsarea. Este apăsarea pe care o produce corpul nostru asupra planului înclinat. Avem apoi calculul forței de frecare la alunecare. Forța de frecare la alunecare se calculează cu formula F egal cu mu ori N, unde mu este coeficientul de frecare, care depinde de natura suprafețelor, lemn pe lemn, fier pe lemn, oțel pe gheață și așa mai departe. De fiecare dată avem un alt coeficient de frecare. Iar N este apăsarea. Apăsarea pe care o exercită corpul care alunecă pe suprafața respectivă asupra suprafeței. Apoi, formula de calcul a greutății, cred că e cunoscută de toată lumea. Pentru a calcula greutatea unui corp, înmulțim masa lui cu accelerația gravitațională. Formula forței elastice, forța elastică care apare într-un resort, pentru că pe noi un resort ne interesează în cazul problemei, are în modul expresia K ori delta L, unde K este constanta elastică a resortului, iar delta L este alungirea resortului. Și acum să vă spun câteva cuvinte despre frecarea statică. Cam toți cei care rezolvă probleme de mecanică cunosc formula forței de frecare la alunecare. Dar nu toți înțeleg că forța de frecare poate să apară și în cazul în care un corp este în repaus față de suprafața pe care exercită o apăsare. Și mai ales faptul că, în acest caz, intensitatea forței de frecare poate lua orice valoare între 0 și valoarea forței de frecare la alunecare, adică mu ori n. De pildă, să presupunem că împing un corp, acest screen, dar nu destul de tare ca să se pună în mișcare. Acum, eu împing acest screen, încerc să-l împing pe orizontală, să am o forță pe orizontală de împingere, dar el nu se mișcă. Dacă îl împing și totuși rămâne în repaus, înseamnă că a mai apărut o forță de aceeași intensitate cu forța cu care îl împing eu, dar de sens contrar, pentru că altfel n-ar fi în echilibru. Cum și unde a apărut forța respectivă? A apărut între baza de sprijin a screen-ului și dușul meu. De ce apare ea? Pentru că atunci când împing screen-ul, el împinge la rândul lui dușul meu în aceeași direcție și același sens cu forța cu care împing eu. Și apare o reacțiune la acea forță, adică apare o forță care acționează asupra screen-ului și care are sens contrar și care, repet, pentru că ăsta e lucru foarte important, este egală în fiecare moment cu forța cu care împing eu atâta timp cât screen-ul nu se pune în mișcare. Vedeți aici un desen despre ceea ce v-am spus. Forța roșie ar fi forța cu care încercăm să deplasăm obiectul și forța desenată cu negru este forța de frecare care se opune deplasării obiectului. Forța de frecare statică este, deci, tot timpul egală cu forța care încearcă să miște corpul. Dar, atenție! Forța de frecare statică are o limită. Nu poate să crească oricât. Dacă forța cu care împing obiectul depășește o anumită valoare, atunci corpul începe să se miște. Și din acel moment, valoarea forței de frecare dintre corp și suprafața pe care alunecă este egală cu mu ori n, cu produsul dintre coeficientul de frecare și apăsarea normală. Și rămâne atâta tot timpul cât corpul este în mișcare. Aici trebuie să fac o paranteză. Ceea ce voi spune acum nu are legătură cu problema noastră, cu rezolvarea problemei noastre, dar e bine de știut. Forța de frecare statică
maximă este de obicei mai mare decât forța de frecare la alunecare. Repet, forța de frecare statică maximă. Și cred că ați observat cu toții acest lucru când ați încercat să mișcați un obiect foarte greu, de pildă un dulap. E foarte greu până când se pune în mișcare. Avem și un cuvânt în limba română pentru asta, până când se urnește. Dar dacă a pornit, e mai ușor pe urmă să-l împingem. Și asta pentru că, încă o dată spun, valoarea maximă a forței de frecare statică este mai mare decât valoarea forței de frecare la alunecare. Împingem dulapul și dacă cumva se oprește, iar trebuie să mărim forța ca să-l urnim și, pe urmă, din nou forța scade când dulapul se mișcă. Graficul forței de frecare în funcție de intensitatea forței care încearcă să deplaseze corpul, aflat inițial în repaus, pe o suprafață orizontală, arată așa. Porțiunea albastră a graficului se referă la forța de frecare statică. Pentru valori ale forței exterioare F mai mici decât forța de desprindere, corpul rămâne în repaus, iar forța de frecare statică crește odată cu forța F și este tot timpul egală în modul cu aceasta. Datorită acestei egalități, unghiul dintre axa forței F și cea a forței de frecare statice este de 45 de grade. Când forța F atinge valoarea de desprindere, corpul începe să se miște și forța de frecare scade brusc la valoarea forței de alunecare, F egal cu mu ori N, și rămâne apoi la această valoare atâta timp cât corpul rămâne în mișcare. Noi nu putem ține seama de acest aspect legat de forța de frecare statică, deoarece problema nu ne dă un coeficient de frecare statică. Vom presupune că variația forței de frecare are loc după acest grafic, adică forța de frecare statică maximă este egală cu forța de frecare dinamică, mu ori n. Este o aproximare acceptabilă pentru situația din problema noastră. Acum veți înțelege mai ușor de ce corpul despre care e vorba în problema noastră este în echilibru între cele două puncte A și B, oriunde între cele două puncte A și B, așa cum vedeți în acest desen. Dar întâi vreau să vă demonstrez că acest lucru este adevărat cu ajutorul unui experiment calitativ. Avem o cutie metalică în care am pus mai multe obiecte metalice ca să fie mai grea, fixată de un fir elastic, care e fixat la capătul celălalt de un cui, și veți putea observa că există mai multe poziții în care cutia metalică este în echilibru pe planul înclinat. Atunci când firul are lungimea prea mică, forța elastică nu mai este suficientă și cutia nu mai este în echilibru. Puteți vedea din nou câteva poziții în care cutia este în echilibru. Și din nou, când firul este prea scurt, corpul nu mai este în echilibru. Dacă coborâm, observăm același lucru, mai multe poziții în care corpul este în echilibru, dar dacă firul este prea lung, corpul nu mai este în echilibru, urcă pe planul înclinat. Și acum să încercăm să găsim pozițiile extreme, poziția cea mai de jos în care corpul nostru este în echilibru. Cam aici ar fi poziția în care lungimea firului este maximă și mai avem încă echilibru. Iar acum să găsim poziția în care lungimea firului este minimă și încă mai avem echilibru, cam aici ar fi această poziție. Există deci două poziții extreme. Când se schimbă poziția corpului pe planul înclinat, se schimbă și alungirea resortului și asta înseamnă că se schimbă și forța elastică cu care resortul acționează asupra corpului nostru. Dar GP, componenta greutății paralelă cu planul înclinat, nu se schimbă, nu depinde de poziția corpului, pentru că GP este G ori sinus de alfa și indiferent unde se găsește corpul, ea are aceeași valoare.
Forța elastică, în schimb, pe măsură ce corpul coboară, se face tot mai mare. Dar asta înseamnă că există un punct între cele două poziții extreme A și B, în care corpul nostru mai este încă în echilibru, în care forța elastică este egală cu GP, să-i spunem punctul C, așa cum vedeți în desen. Ei, în această poziție a corpului nu mai avem forță de frecare, pentru că nu există o forță rezultantă care să încerce să miște corpul nostru. Situația este echivalentă cu cea a scrinului pe care l-ați văzut în cazul în care nu-l împing. Dacă nu-l împing, nu apare o forță de frecare statică și nici dinamică între el și suprafața pe care stă. Deci există punctul C în care corpul este în echilibru și fără forța de frecare. Chiar dacă n-ar exista frecare între corp și planul înclinat, acolo corpul nostru ar fi în echilibru. Ce se întâmplă când corpul este deasupra punctului C? În această situație, forța elastică, așa cum vedeți în desen, este mai mică decât GP în modul. Și atunci corpul are tendința de a coborî. Și din această cauză, forța de frecare este orientată în sus. Ce se întâmplă când corpul este sub poziția punctului C? Acolo forța elastică, așa cum vedeți în desen, este mai mare decât GP și corpul are tendința de a urca. Și de aceea, forța de frecare statică dintre el și planul înclinat este orientată în jos. Și acum putem reveni la problemă. Să ne gândim ce se întâmplă când resortul are lungimea maximă la care încă avem echilibru, adică corpul se găsește în punctul B, așa cum vedeți în desen. Ați văzut că în acest caz corpul are tendința să urce și forța de frecare statică este orientată spre baza planului înclinat. Dar în acest punct, forța de frecare statică a atins valoarea ei maximă. Nu poate să fie mai mare decât atât, și anume nu poate să fie mai mare decât produsul dintre mu și n. Ce se întâmplă dacă ducem corpul mai jos, adică întindem mai mult resortul? Pentru că forța de frecare statică nu mai poate să crească și nici GP, GP este constant, este același în orice poziție a corpului, forța elastică va fi mai mare decât suma celor două forțe care acționează spre baza planului înclinat și corpul urcă. Acum să vedem ce se întâmplă când corpul se găsește în poziția A, adică atunci când resortul are cea mai mică lungime la care încă mai avem echilibru. Puteți vedea această situație în desen. Acum, forța elastică este mult mai mică decât era în punctul B, pentru că resortul este mult mai scurt decât era în punctul B, dar în poziția aceasta, ea împreună cu forța de frecare încă mai pot echilibra GP, componenta greutății orientată spre baza planului înclinat. Dar forța de frecare aici, în această poziție extremă, și-a atins din nou valoarea maximă, adică este egală cu mu ori n. Și asta înseamnă că dacă ridic mai mult corpul, forța elastică se va face și mai mică și împreună cu forța de frecare, care nu mai poate să crească, nu mai pot echilibra forța GP, componenta greutății GP, și corpul alunecă spre baza planului înclinat, așa cum ați și văzut în experiment. Există deci două lungimi extreme ale resortului din două motive. Întâi, pentru că forța de frecare statică poate fi orientată atât spre baza planului înclinat, cât și spre vârful planului înclinat, în funcție de intensitatea forței elastice, în funcție de tendința corpului de a urca sau de a coborî. Și al doilea motiv este acela că forța de frecare statică are o valoare maximă. Și acea valoare maximă este egală cu produsul mu ori n. Ea nu poate să crească peste această valoare. Și acum, dacă am înțeles problema, o putem și rezolva. Să ne amintim ce vrem să calculăm. Vrem să calculăm lungimea resortului care ținea corpul pe planul înclinat,
atunci când atârnăm corpul de el, așa cum vedeți în acest desen. Atunci când facem acest lucru, echilibrul se realizează când forța elastică din resort, care în modul este kappa ori delta L, devine egală cu greutatea corpului nostru. Și delta L se poate scrie L minus L0, unde L este lungimea pe care o căutăm, iar L0 este lungimea resortului nedeformat. Și atunci putem scrie K pe lângă L minus L0 este egal cu M ori G, sau K ori L minus K ori L0 este egal cu MG, sau K ori L este egal cu K ori L0 plus M ori G. Și dacă împărțim relația la K, obținem că L este egal cu L0 plus M ori G supra K. Este relația cu care îl putem calcula pe L. Dar, vă rog să observați că avem două necunoscute. Nu știm nici ce lungime are resortul nostru când nu este deformat și nu cunoaștem nici constanta elastică a resortului. Din fericire, avem două poziții extreme de echilibru, așa că putem scrie două ecuații. Pentru cazul în care resortul are alungirea minimă, LA. Condiția de echilibru se scrie așa. Forța elastică, care în acest caz este minimă, plus forța de frecare, care este maximă, trebuie să fie suma aceasta egală cu GP. Adică, forța elastică este K pe lângă LA minus L0, LA fiind alungirea resortului în această poziție a corpului, plus forța de frecare maximă, știm că este mu ori Gn, adică mu ori G ori cosinus de alfa, trebuie să fie egal cu GP, care este G ori sinus de alfa. Acum să vedem condiția de echilibru pentru cazul în care resortul are lungimea maximă. Este desenul pe care îl vedeți. În acest caz, forța elastică, care este maximă, este echilibrată de forța de frecare, care este și ea maximă, plus GP. Adică, K pe lângă LB minus L0, lungimea resortului este acum LB, trebuie să fie egal cu forța de frecare maximă, mu ori G ori cosinus de alfa, și plus GP, adică G ori sinus de alfa. Această relație, adică prima condiție de echilibru, se poate scrie K pe lângă LA minus L0 este egal cu G ori sinus de alfa minus mu ori G ori cosinus de alfa. Dacă împart cele două ecuații una la cealaltă, în stânga se simplifică K și în dreapta, după ce se dă factor comun G, care apare în toți termenii, se simplifică G. Și atunci obțin următoarea ecuație, LB minus L0 supra LA minus L0 este egal cu sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa supra sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa.
Și am o ecuație cu o singură necunoscută, lungimea L0, adică lungimea resortului nedeformat. Dacă rezolvați ecuația pentru L0, veți obține o valoare aproximativă de 25,4 cm. Acum, dacă cunoaștem lungimea resortului nedeformat, L0, putem folosi oricare dintre cele două condiții de echilibru pentru a-l găsi pe K. De pildă, din prima relație, K este egal cu G pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa supra LB minus L0. Dacă o veți face calculele, veți găsi o valoare din nou aproximativă de 261 de newton pe metru. Și acum, dacă cunoaștem și constanta elastică a resortului și lungimea lui în stare nedeformată, ne putem întoarce la ceea ce vrem în final să calculăm, adică lungimea resortului când corpul M atârnă de el. Știm că lungimea respectivă se calculează cu formula L0, pe care îl știm, plus M ori G supra K, pe care de asemenea le cunoaștem acum pe toate. Și putem să facem calculul și veți găsi, dacă veți face calculele, o valoare de aproximativ 44,5 cm pentru lungimea resortului de care atârnă corpul nostru. Cunoașterea modului de rezolvare a acestei probleme vă poate ajuta la rezolvarea foarte multor probleme de plan înclinat. Vă doresc succes la rezolvări. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!